și bine v-am găsit! Așa cum v-am obișnuit, o să prezint astăzi acțiunile desfășurate de Prefectura Neamț în perioada 24-28 noiembrie. În data de 27 noiembrie, Prefectul Județului Neamț a emis ordinul numărul 268, prin care se constată încetarea de drept a mandatului președintelui Consiliului Județean Neamț, înainte de expirarea duratei normale a acestuia. Ordinul emis are la bază prevederile privind statutul aleșilor locali, prevederile din legea administrației publice locale, prevederile privind prefectul și instituția prefectului și adresa împreună cu referatul înregistrate de Consiliul Județean Neamț în instituția noastră la serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale. Instituția prefectului vă invită să participați la manifestările dedicate Zilei Naționale a României, ce vor avea loc în data de 1 decembrie, începând cu ora 12. Ceremonia și parada militară vor avea loc în piața Ștefan cel Mare din municipiul Piatra Neamț și se vor desfășura conform următorului program. La ora 12 vor sosi oficialitățile, va avea loc trecerea în revistă a garnizoanei de onoare și intonarea imnului național. Acestea vor fi urmate de cuvântul prefectului județului Neamț, al vicepreședintelui Consiliului Județean Neamț, al viceprimarului municipiului Piatra Neamț și cuvântul comandantului garnizoanei Piatra Neamț. La ora 12:40 va avea loc parada militară, reprezentată de defilarea drapelului de luptă și a garnizoanei de onoare. Toate aceste manifestări vor fi încheiate cu un spectacol artistic care va începe la ora 13. De asemenea, țin să vă anunț că în zilele de sărbătoare legală, 30 noiembrie, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei și 1 decembrie, Ziua Națională a României, potrivit prevederilor din Codul Muncii, instituția prefectului va organiza serviciu de permanență. Vă mulțumesc și ne revedem săptămâna viitoare! Bună ziua! Această săptămână vă aducem la cunoștință că am primit de la minister calendarul livrării vaccinurilor. Vaccinul hepatitic B pediatric va fi livrat de la Unifarm până la mijlocul lunii decembrie. Vaccinul pentavalent va fi livrat în prima săptămână a lunii decembrie. Vaccinul hexavalent va fi livrat până pe data de 15 decembrie. Și vaccinul pentru campania școlară va fi livrat până pe 8 decembrie. De asemenea, în această săptămână am primit o adresă a Ministerului, prin care, începând din luna decembrie, la începutul lunii decembrie, mai exact până pe 12, se desfășoară o acțiune de control a inspectorilor de sănătate publică din cadrul Direcției de Sănătate privind respectarea conformităților unităților de transfuzii din spitale și prevederile legale în vigoare. Acțiunea vizează în principal Ordinul Ministerului Sănătății 1228 din 2006, Ordinul 1224 din 2006, de asemenea Ordinul Ministerului Sănătății 219 din 2002 privind gestionarea deșeurilor periculoase. Bună ziua! În cursul săptămânii pe care o încheiem, polițiștii locale au aplicat un număr de 81 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 11.920 de lei pentru opriri, staționări, acces pe interzis, oprire nereglementară a altor autoturisme în stațiile de taxi, cerșetorie, acționându-se pe linia aceasta zilnic, punctual, în special în zona principalelor centre comerciale din municipiu, pentru consum de băuturi alcoolice în locuri nepermise, cărți de identitate expirate, depozitare de moloz în loc nepermis și pentru lipsa acordului de funcționare în cadrul societăților comerciale. În baza protocolului încheiat, Poliția Municipiului Piatra Neamț a organizat și existat o acțiune la care au participat și polițiștii locali, acțiune ce s-a desfășurat în piața centrală din municipiu, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilicite de comerț cu bunuri
fără acte de proveniență sau care sunt comercializate în alte locuri decât cele permise, ocazie cu care s-a aplicat un număr de 3 sancțiuni contravenționale la legea 12/1990 și s-a dispus măsura complimentară de ridicare a mărfurilor în valoare de 100 de lei în vederea confiscării. La sfârșitul săptămânii trecute s-a acționat și pentru verificarea modului în care unitățile de alimentație publică situate în zona stadionului Ceahlău respectă dispoziția primarului cu privire la interzicerea spațiilor de băuturi alcoolice cu ocazia disputării meciului de fotbal din Liga 1 dintre echipele FC Ceahlău Piatra Neamț și Oțelul Galați. De asemenea, în cursul acestei săptămâni s-a acționat pentru îndeplinirea atribuțiunilor curente din această perioadă privind supravegherea afluirii de fluirii elevilor la cele 5 unități pe care le avem în responsabilitate, supravegherea instalațiilor luminoase montate cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a containerilor din cartierul Valene 2, monitorizarea prin intermediul patrulor din teren atât de către cele pedestre cât și de cele auto cu privire la condițiile de circulație în vederea informării operative a dispecerate de la Societatea Comercială Publicer pentru luarea măsurilor corespunzătoare pentru fiecare situație în parte, cât și cu privire la identificarea, îndrumarea sau conducerea persoanelor în nevoi, fără locuințe depistate pe stradă, către centrul social din cartierul Speranța, unde în fiecare noapte au fost adăpostite între 16-17 persoane, numărul acesta fiind în continuă creștere de la o săptămână la alta. Pentru că am vorbit despre persoanele aflate în dificultate, vă informăm că în data de 24 noiembrie, în jurul orei 13, patrula care își desfășura activitatea în cartierul de Mănești a găsit în apropierea unui imobil de pe strada 1 decembrie 1918 un cetățean care suferise o criză de epilepsie. I s-a acordat primul ajutor și a fost anunțată salvarea care l-a preluat și transportat la Spitalul Județean de Urgență în vederea acordării de îngrijiri medicale. Și pe viitor, activitatea poliției locale se va desfășura în interesul comunității locale. De la ultima întâlnire și până în prezent, vă informăm că au început lucrările ce privesc desfințarea corpurilor de clădire B și C distruse în urma incendiului de la Piața Centrală, astfel că s-a organizat procedura de atribuire a contractului ce are ca obiect decopertarea celor două corpuri de clădire conform proiectului tehnic. Lucrările au ca dată de începere 27.11.2014 și se vor finaliza conform termenului contractual în data de 24.12.2014. Pentru data de astăzi a fost convocată comisia de recepție a primei etape de demolare, la care participă atât reprezentanți ai primăriei municipiului Piatra Neamț, cât și reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții, constructori și reprezentanți ai societății noastre. Avem certitudinea că după finalizarea lucrărilor de desfințare, în cel mai scurt timp se va trece la reconstrucția pieței centrale, tocmai pentru a putea oferi comercianților un spațiu comercial adecvat activității de comerț. De asemenea, Serviciul Spații Verzi a început activitatea de toaletare a copacilor din municipiul Piatra Neamț, care prezintă risc de cădere, la solicitarea asociațiilor de proprietari. Bună ziua! Pentru perioada următoare, Centrul pentru Cultură și Arte desfășoară următoarele activități. Începem luni, 1 decembrie, de Ziua Națională, cu un spectacol folcloric al ansamblului Floricică de la Munte, realizat în parteneria cu Casa Armatei din Piatra Neamț. Va fi și o paradă și cântece patriotice. Spectacolul și parada încep la ora 12 în centrul orașului. De asemenea, avem o expoziție de artă plastică a pictorului Ioan Popei la invitația Consulatului Român din Bratislava, tot cu ocazia Zilei Naționale a României. Pregătirea Festivalului Brazilor Altfel, aflat la a doua ediție, este un festival dedicat confecționării de brazi din materiale reciclabile, neconvenționale, un festival deschis școlilor din județul Neamț, palatelor copiilor, ONG-urilor, dar și persoanelor fizice, dacă doresc să participe și dumnealor. La sfârșitul săptămânii vom avea Festivalul Național de Muzică pentru Copii și Tineret, Cântec de Stea. Începem vineri, continuăm sâmbătă și duminică cu gala la Teatrul Tineretului. Acest proiect este desfășurat în parteneriat cu Asociația Children Forever.
Mai avem pregătirea concertului de Crăciun. L-avem invitat pe domnul Grigore Leșe pe data de 20. Deocamdată suntem în discuții legate de organizare, datele financiare. Intrarea va fi pe bază de invitații. Vom afișa pe site-ul nostru restul detaliilor. Mai pregătim un concert de colinde organizat la Filarmonica Mihail Jora din Bacău, o asociere cu școala de pian din Bacău. Va fi un concert caritabil. Mai avem de pregătit și un concert caritabil în Piatra Neamț, împreună cu asociația doamnei Anca Coroi și copiii Școlii Populare de Artă. Doamna meșter popular Rodica Ciocârtău, coordonatorul clasei de meșteșuguri de la Pipiric, va participa la târgul de Sfântul Nicolae de la Muzeul Național al Țăranului Român în București și, bineînțeles, pregătirile pentru festivalul Steaua Sus Răsare, festivalul de datin și obiceiuri, care va fi pe data de 19. La fel, detalii despre aceste evenimente viitoare vor fi afișate și pe site-ul nostru culturaneamț.ro. Bună ziua! Iată că ne apropiem de sezonul rece, vremea ține cu noi. În primul rând aș dori să vă comunic faptul că societatea Perla Invest a închis cu succes operațiunea de revizie anuală a instalațiilor de transport pe cablu și ne referim aici la telegondolă și la telescaun. A fost o operațiune de aproximativ 2 săptămâni. Le mulțumesc colegilor mei, echipa tehnică de la societatea Perla Invest, în frunte cu managerul tehnic, și mulțumim supervisorilor de la compania Doppelmayr, compania producătoare. Le mulțumesc și celor de la ISCIR, care ne autorizează și care ne-au creditat cu încă un an de operare, de licență de operare pentru aceste instalații. Sunt niște instalații, sunt niște mașinării destul de delicate și atunci este o muncă enormă în spatele ceea ce dumneavoastră vedeți, cum se învârt telegondolele pe cablu. Și bineînțeles că datoria noastră este în continuare să optimizăm costurile și să le operăm cât mai util și cât mai eficient. După cum vă spuneam, am închis aceste operațiuni de revizie anuală. Le mulțumim și celor de la Salvamont pentru că ne-au ajutat în operațiuni de montaj, de mentenanță, cât și în operațiuni într-un demo al unei acțiuni de salvare la telegondolă. Pe ansamblu, totul este ok. Încă operăm pe un program, am continuat programul de extrasezon, începând cu 24 noiembrie, respectiv în această săptămână am continuat pe programul 12-20 în timpul săptămânii și 10-22 în weekend. La fel vom merge până pe data de 12 decembrie. În cazul în care, bineînțeles, avem parte de zăpadă naturală, bineînțeles că vom trece imediat pe programul de sezon de iarnă, dar ne interesează să optimizăm costurile cu fiecare zi în care nu avem turiști, atunci să mergem conform unui program de extrasezon. Doresc să vă anunț cu bucurie și cu plăcere că de mâine, 29 noiembrie, avem ocazia să dăm drumul la patinoarul din Strandul Tineretului. Se întâmplă cu 2 zile mai repede față de anul trecut. Anul trecut am dat drumul de 1 decembrie. Iată că facem acest cadou pietrenilor pentru data de 1 decembrie. Este un weekend prelungit, pentru că luni va fi liber și atunci am avut condiții în aceste zile și în premieră vă anunț pe această cale că reușim mâine, sâmbătă, 29 noiembrie, să operăm patinoarul din Ștandul Tineretului. În mod sigur, gheața va fi bună, va fi în continuare acel ambient muzical, vom avea și partenerii noștri care vând o ciocolată caldă, un sandwich. Vom avea în continuare pe Tom și Jerry pentru copilașii dumneavoastră. Ce pot să vă spun este că prețurile practic, teoretic rămân aceleași, practic s-a schimbat puțin prețul la intrarea, pentru intrarea la patinoar adult-copil și pentru închirierea de patine, dar per total este același preț de 15 lei
adult și 10 lei copil, și aici mă refer la intrare plus închiriere patine. Doar că diferă quantumul intrării și închirierii. Adică pentru adulți înseamnă 10 lei intrarea și pentru copii înseamnă 5 lei intrarea. Și începând din acest sezon avem un preț unic de 5 lei pentru închiriere de patine. Respectiv 15 lei adult, 10 lei copil. Intrare plus închiriere patine. Pentru acest weekend prelungit, 29-30 1 decembrie, vom avea o promoție pentru familii. Mai exact, un adult cu un copil va plăti, va plăti 20 de lei față de 25 de lei, iar doi adulți cu doi copii vor plăti 35 de lei față de 50 de lei. Zic eu că sunt prețuri atractive, am păstrat prețurile de anul trecut și pot să vă anunț că continuăm promoția cu McDonald's România, promoția comună, respectiv la fiecare bilet de intrare, de adult sau de copil, McDonald's România, Piatra Neamț, oferă o plăcintă gratuit, iar la fiecare meniu cumpărat la restaurantul McDonald's din Piatra Neamț, compania Perla Invest oferă discount 50% la fiecare bilet de intrare de adult sau de copil. Adică pentru un adult înseamnă 5 lei, pentru un copil înseamnă 2,5 lei. Iată că avem suficiente promoții și motive ca toți cetățenii și nu mai spun de toți turiștii care vor afla de acest lucru prin site-urile partenere să vină la patinoarul din Ștadul Tineretului. Practic de mâine începem sezonul de iarnă, așteptăm și zăpada ca să fie o adevărată ferie pe gheață. Pot să vă spun în premieră că pentru sezonul de iarnă 2014-2015 am pregătit deja o surpriză și pentru iubitorii schiului și a snowboardului. Și pe această cale vă anunț faptul că până pe data de 12 decembrie puteți cumpăra un abonament pe tot sezonul, este în premieră, un abonament cu un preț foarte special de 1500 de lei, repet, pe tot sezonul. Acest preț include intrări nelimitate pentru o persoană, abonamentul va fi nominal, va fi folosit numai de către acea persoană. Bineînțeles că dacă acel client are norocul ca sezonul să înceapă chiar din decembrie, va avea un câștig enorm. Teoretic, un abonament pe tot sezonul pe o pârtie de schi costă între 5.000 și 6.000 de lei. Eu zic că este un preț atractiv. Acest preț este valabil până la data de 12 decembrie. După această dată, abonamentul pe tot sezonul vom vinde cu 3.000 de lei. Pot să vă anunț de pe acum că vom păstra acel abonament pentru schiorii din Piatra Neamț. Aveam un abonament de luni până joi, la un preț foarte bun, parcă în jur de 120 de lei. Zic că o să menținem acest abonament și un preț foarte bun pentru cei care vin la schi în timpul săptămânii după servici. Și în rest sperăm să menținem aceleași prețuri ca anul trecut pentru schipasul de o zi și pentru schipasul de jumătate de zi, de 2, de 3, de 4 zile. Țin să vă spun că vom continua promoția comună cu McDonald's și pe pârtia Cozla 1, respectiv la fiecare schipas de jumătate de zi aveți un sandwich gratuit la McDonald's, la fiecare schipas de o zi aveți un meniu gratuit la McDonald's și invers, la cumpărarea unui meniu sau unui sandwich veți avea discount la skipasurile de o zi și de jumătate de zi. Noi sperăm ca zăpada să vină cât mai repede, suntem pregătiți cu tunurile, cu ratracul, veți găsi postări repetate pe Facebook despre acțiunile noastre, vom fi în fiecare săptămână la Neamț TV pentru noi informații. Vă așteptăm cu mare plăcere la deschiderea patinoarului din Ștadul Tineretului mâine 29 noiembrie și pe curând. Vă mulțumesc!